Implică-te în viața comunității clujene. Dăruiește din timpul tău și abilitățile tale. Fii voluntar al Bibliotecii Județene Octavian Goga Cluj. Prin lansarea programului de voluntariat Implică-te și dăruiește, fii voluntar, Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj și-a propus facilitarea accesului la lectură și la alte servicii de bibliotecă pentru membrii cu nevoi speciale ai comunității clujene, persoane instituționalizate în centre de îngrijire a vârstnicilor, centre de plasament, spitale și persoane care nu se pot deplasa din diverse motive la bibliotecă. Implică-te și dăruiește, fii voluntar, a însemnat un strop de bucurie în ochii celor 39 de copii din căminul școlii speciale CLDI, o rază de soare în sufletul a 670 de vârstnici din mai multe centre clujene de îngrijire a vârstnicilor și puțină speranță pentru trei persoane care nu se pot deplasa, dar care iubesc cărțile. Toate acestea au fost posibile prin inaugurarea a trei mini-biblioteci, a câte 170 de cărți și 50 de CD-uri audio, încheierea de parteneriate cu 6 instituții din județul Cluj, organizarea a peste 30 de activități educative de loaziri și recreative, implicarea a 14 voluntari și nu în ultimul rând prin deschiderea de care a dat dovadă comunitatea atât în timpul derulării campaniei de donație cât și a întregului program. Nu ne vom opri aici. Urmează să deschidem și alte mini-biblioteci, să organizăm și alte activități frumoase, să aducem zâmbetul și pe buzele altor clujeni. Dacă nu te-am convins, poate voluntarii implicați o vor face. Bună, eu sunt Diana și sunt voluntar la Raptul cu Inițiativă. Sunt voluntar pentru că am vrut în primul rând să ajut pe cineva și asta chiar s-a împlinit. Am vrut să ajut diverse persoane, mai ales în săptămâna voluntariatului, cum am avut mai multe evenimente aici la bibliotecă și m-am bucurat să avem foarte mulți participanți și, în al doilea rând, faptul că ei se bucură atunci când sunt apreciați. Mă bucur că sunt în acest grup și că putem ajuta cât mai multe persoane, dar și să avem ideile noastre proprii care se pun în practică. Place să fac voluntariat, deoarece îți oferă oportunitatea nu numai să ajut, ci și să fii ajutat. Mă face să mă simt activă și utilă. De asemenea, că merg cu copii, mă bine-dispun mereu. De fiecare dată când alung acolo, parcă mă energizează. Multă lume ar spune că, nu știu, te obosesc mult, e greu, e așa, într-adevăr, dar probabil eu nu văd partea asta de responsabilizare, mai degrabă văd pe partea de socializare, să le ofer o posibilitate să învețe lucruri noi sau să-i ajung să înțeleagă altele, niște chestiuni pe care ei probabil nu le-ar abota. A fost o experiență interesantă, unde am lucrat atât cu copii cât și cu oameni în vârstă și de la care am învățat multe și cu care am dezvoltat anumite abilități. Și numele meu este Ana Maria Chizoiu.